Pe un frig teribil atât pe parchet cât și afară, târgoviștenii le-au întâlnit în sala sporturilor din Alexandria echipa locală antrenată de tacticianul Mădălin Piperea. Statistica întâlnirilor dintre cele două formații era net favorabilă târgoviștei, care pleca din postura de favorită certă și în ultimul meci de campionat din 2012. Începutul de meci a fost unul extrem de productiv pentru ambele formații, 19-25. În timp ce alexandrencele au fost îndemnate de pe margine să încerce coșul cu aruncări de 3 puncte, George Dicheulacos a adoptat un joc bazat pe forță și pătrunderi, care le-a forțat pe gazde să faulteze des. De altfel, raportul aruncărilor de la 6-75 ale Alexandriei a fost 11 din 23, adică 48%. La aruncările de 2 puncte, târgoviștencele au bifat 27 din 35, 77%. La pauza mare, târgoviștea avea un avans de 5 puncte. Fără să forțeze mai mult decât a fost nevoie, jucătoarele din târgoviște au controlat din primul și până în ultimul minut jocul, menținând un permanent avantaj de 5-6 puncte pe tabelă, ceea ce a creat senzația celor din sală, mai ales că au existat două momente chiar de egalitate, că șansa ar putea să râde gazdelor. Nu a fost posibil, întrucât Târgoviște a forțat exact cât a fost nevoie și a terminat turul în 2012 cu o nouă victorie la 13 puncte diferență, 83-70. În dreptul Alexandriei, extrema Janita Arnold a bifat 23 de puncte, iar coordonatorul Chelsea Lions și pivotul Viorela Rus câte 10 puncte fiecare. Din tabăra CSM-ului s-au făcut remarcate Gillian Robis 18 puncte, Gabi Mărginan 14 puncte și pivotul Xenia Ticonenko 10 puncte. Antrenorul George Dicheulacos este conștient că a pierdut câteva jucătoare în poziție esențiale, însă speră să mai poată transfera în această iarnă. It's obvious that we miss some good player in some position. Este evident că am pierdut câteva jucătoare bune în poziții importante. We'll try to find solution to this. And we shall see to the end of this year if we're going to make some other adjustment. Și vom vedea la sfârșitul acestui an dacă se vor mai face modificări sau nu.